Salutare, oameni buni și răi, Claus aici, bine ați venit la un nou clip pe canalul meu. Nu este vreo ocazie specială, însă am zis să postez mai des videoclipuri cu fața mea în loc de beat-uri. Astăzi o să vă arăt cum facem un beat ca lui Travis Scott, Highest in the Room. Seamănă foarte mult, însă am încercat să păstrez un pic din originalitatea mea și hai să nu mai vorbim, să-i dăm drumul la treabă. Disclaimer. Nu încerc să copiez unul la unul instrumentalul, ci se asemene cât se poate de bine cu ce ar face acest artist, păstrând o parte din originalitatea mea. Crearea unei astfel de melodii poate dura câteva zile sau chiar săptămâni. Titlul este doar pentru amuzament. Cam fiecare beat, vom începe cu elementul principal și anume această chitară. După care avem acest cor. Avem acest bas. Și împreună sună cam așa. Mai avem acest pian la break. Și acum că avem elementele principale ale melodiei, hai să trecem la beat în sine. Avem aceste 808. Kick. Avem acest clap. Hi-hat. Avem un alt hi-hat. Avem un open hi-hat. Și avem un snare. Acum că avem toate elementele melodiei, facem un aranjament, un mix, un master și revenim imediat. Dacă vrei să vezi cum fac eu mixul și masterul, o să-ți las un link în descriere mai jos. Cam așa arată aranjamentul melodiei, am să vă pun un pic din final ca să vedeți unde intră pianul acela. Bun. Și hai să vedem cum a ieșit toată melodia. Atât și cu clipul ăsta. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, dai un share, un subscribe, lasă în comentarii orice sugestii ai și până data viitoare ne auzim. Pa! Clouds on the beat.